Ne aflăm în perioada în care deținătorii de terenuri agricole care au depus dosar pentru plata rentei viagere se pot deplasa la centrele APIA pentru a-și viza carnetul. Este o condiție obligatorie pentru ca beneficiarul să primească banii cuveniți pentru terenul aflat în arendă. Pentru a beneficia de prevederile acestei legi, rentierul sau vânzătorul terenului trebuia să aibă la momentul solicitării calității de rentier vârsta de 62 de ani și să dețină documente valabile care să ateste că terenul a fost arendat sau vândut. Sau dacă nu avea această vârstă, trebuia să depună documente care să a incapacitatea de muncă. Renta viageră este un sprijin de la bugetul de stat care se acordă persoanelor care dețin până la 10 hectare de teren agricol arendat sau vândut cu documente legale și care au solicitat în termenul legal să fie rentier. Renta viageră se acordă persoanelor care au arendat teren sau care au vândut până la 31 a 12 a 2009. Calitatea de rentier o au persoanele care au arendat sau care au vândut. Avem 1190 de rentieri și s-au prezentat până în prezent cam jumătate, 510. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar, curator sau tutore în baza unei procuri autentice sau a unei hotărâri judecătorești definitive și revocabile. În primul rând, copiii rentierilor trebuie să cunoască faptul că nu se moștenește. 1. 2. Uh, trebuie să cunoască faptul că atunci când vin cu carnetul de rentier să-l vizeze, trebuie să vină cu puternicire notarială de la beneficiarul rentei. Trebuie să vină cu carnetul, trebuie să vină cu buletinul beneficiarului și cu contractele de arendă în original.